Campionatul de fotbal pe teren redus este în plină desfășurare la baza sportivă Luceafărul. Echipele se apropie de play-off, așa că emoțiile cresc cu fiecare meci disputat. Ca noutate, câștigătorii din acest sezon au ocazia să joace în deplasare. Suntem în etapa 30 cu desfășurarea unei partide foarte interesante între ocupantele locului 1 și locul 2. Meciul este foarte animat, echipele și-au dorit întâlnirea aceasta și cred că vor da totul în seara asta să câștige. Goluri spectaculoase, multă adrenalină, dar și un mod plăcut de a petrece timpul liber. Toate aceste elemente sunt nelipsite de la baza sportivă Luceafărul, unde jucătorii dau totul pe teren. În momentul de față mă ocupăm poziția întâi, descurge destul de bine, am avut o serie de 8 meciuri foarte, foarte grele, am reușit să le câștigăm pe toate, este o competiție foarte, foarte puternică, depinde de noi oricum. Este un campionat bine reușit, disciplina, ne place cum și băieții și noștri și de alte echipe se comportă în campionat, e fain, ne place. Aș vrea să ajunge tot în finala, dar să castigăm măcar de data asta. De anul acesta, mini-fotbalul intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Ca noutate, anul 2011 este anul nașterii Federației Române de Mini-Fotbal. Chiar săptămâna trecută m-am întâlnit cu președintele Federației și ne-a anunțat că campioana din Luceafărul Sibiu va participa de asemenea la faza națională a competiției. Fotbalul pe teren redus are la Sibiu foarte mulți adepți. Tot mai multe firme înființează echipe de fotbal care să le reprezinte cât mai bine în diversele campionate organizate în oraș.